săptămâni pline de activitate în primăria Gherla pentru mine și echipa USL-ului. Așa cum m-am așteptat, am găsit administrația gherleană în normalitate. Eu le-am cerut încă din prima zi de serviciu, le-am cerut angajaților primăriei, administrației gherlene, să fie aceiași oameni de echipă, să fie o administrație în folosul și în interesul cetățeanului gherlean, să respecte cetățeanul gherlean, să-l poftească să ia un loc pe scaun în momentul în care fiecare sau în fiecare birou o să intre un cetățean al Gherlei cu anumite probleme, pentru că în primărie oamenii intră cu probleme și ei vor să și le rezolve, au pretenția ca angajații primăriei să fie amabili. Sigur, le-am spus tuturor că eu am venit în administrația gherleană din mediul privat, gândurile mele și faptele mele vor dovedi acest lucru. Ei au între o lună și trei luni de zile să se acomodeze cu mine, le-am spus acest lucru, după care voi face o analiză a fiecărui sector, a fiecărui angajat în parte și o să încercăm să luăm deciziile legale, în primul rând spun legale, pentru că primarul municipiului Gherla este practic în momentul de față legat de legalitatea acestor decizii pe care urmează să le ia în legătură cu cei care lucrează în administrație. Locuitorii municipiului Gherla, în special cei internauți, erau obișnuiți până acum să țină legătura cu problemele pe care le întâmpinau în oraș, probleme personale, prin intermediul site-ului domnule primar. A trecut deja o lună, s-au adunat aici pe site, mă, sunt 27 de întrebări, la care din data de 13, mi se pare, iunie, nu s-a mai răspuns. Care este poziția dumneavoastră față de această problemă? Ce intenționați să faceți în continuare? Are rost să mai pună lumea întrebări pe domnule primar? Veți răspunde? Așa este. Am luat această decizie care nu este definitivă. Am analizat întrebările care mi se adresează pe domnuleprimar.ro. În același timp, am studiat regulamentul site-ului domnuleprimar.ro. În acel regulament există posibilitatea sau nu posibilitatea, există posibilitatea mea de a nu răspunde la aceste întrebări, dat fiind faptul că nu sunt semnate cu nume, prenume, adresă, chiar și număr de telefon. Deci site-ul domnuleprimar.ro, regulamentul spune că ei sunt obligați să selecteze întrebările, iar acele întrebări care nu sunt semnate, nu sunt date, practic, datele de identificare ale celui care pune aceste întrebări, n-ar trebui nici măcar să le publice pe site-ul domnuleprimar.ro. Și totuși, în momentul în care se pune o întrebare pe site-ul respectiv, el oferă un număr de înregistrare. Ar trebui, probabil, modifica regulamentul, ca în momentul în care se pune o întrebare, dacă nu sunt completate toate datele, inclusiv număr de telefon, dar, și alte date, să nu se dea număr de înregistrare. Dar eu mă întreb, dacă acel care este în spatele unei întrebări îi adresează primarului Sabo Marius Călin o întrebare deschisă. De ce trebuie să se ascundă în spatele unui pseudonim, să zic așa? De ce nu are curajul să-și dea datele de identificare sau de ce nu are curajul să-mi dea un telefon, pentru că telefonul primăriei, că telefonul primarului îl găsește pe site-ul primăriei. Eu sunt deschis la orice fel de întrebare, pot să confirme cei cu care dialoghez pe Facebook, pe mesaje, acei care își dau identitatea, eu sunt deschis la orice din acest punct de vedere, dar aș vrea să înțeleagă cei care se ascund în spatele unui anonimat că nu fac bine. Eu nu sunt persoana care să mă ascund în spatele anonimatului. Asta înseamnă că în momentul în care veți primi sesizări semnate și cu datele complete pe domnuleprimar.ro, veți răspunde? Dacă acele sesizări vor fi așa cum spuneți dumneavoastră,
voi răspunde sau eu, sau departamentele din primărie, pentru că am fost atent și am accesat și alți primari, Emil Boc, Radu Mazăre, Olguța Vasilescu, Iașu, Neamțu. Să știți că și acolo primarul nu răspunde la toate întrebările, sau răspund departamentele, sau șefii de servicii, sau șefii de birouri, depinde cui este adresată strict întrebarea în acest sens. Pentru cei care mi-au scris pe domnuleprimar.ro și la cei care au văzut că eu citesc aceste întrebări și iau anumite măsuri, lumea din primărie a fost sesizată, practic, de către mine, sau sensibilizată în fiecare dimineață să acceseze site-ul domnuleprimar.ro și acolo unde sunt probleme care țin de competența primăriei, să le verifice și chiar să ia măsuri. Eu cred că în acest sens, deja sunt mulți din cei care mi-au adresat întrebările pe domnuleprimar.ro care problema lor este rezolvată. Trecem la o problemă oarecum sensibilă, tot legată de interesul public din municipiu. Zilele municipiului Gherla. Dacă au apărut noutăți, dacă se vor ține, lumea este interesată de subiect, sau cel puțin o mare parte din ea. Era cel mai important eveniment al municipiului în ultimii ani. Ce se va întâmpla anul acesta? Așa este. Și pe domnuleprimar.ro mi s-au pus aceste întrebări. Zilele municipiului Gherla, din păcate, nu s-au ținut, dar acest lucru ține de vechea administrație. Noi, în următoarea ședință de Consiliu Local din data de 26 iulie și cu această ocazie invit cetățenii Gherlei să participe la aceste lucrări ale ședinței de Consiliu Local, pentru că sunt publice, o să punem în discuție organizarea zilelor orașului Gherla. Ne-am gândit undeva în prima săptămână din luna septembrie. Este o situație dificilă pe plan național, este greu să aleg, doresc să organizez zilele Gherlei, vă dați seama că este prima manifestare de acest gen sub mandatul meu. Sigur, îmi doresc acest lucru pentru că la primul mandat, așa cum știți și dumneavoastră, dragi gherleni, primarul încă se bucură de multă simpatie, nu mi-e frică de acest lucru. Am anumite îndoieli asupra costurilor organizării zilelor Gherlei, dar o să fac tot posibilul să fiu deschis cu suma care trebuie cheltuită de primărie, pentru că eu în ultimii 8 ani de zile, de când urmăresc viața politică, n-am reușit să aflu niciodată cât costă zilele Gherlei încă, sau ce fonduri sunt alocate pentru zilele Gherlei, decât după terminarea lor. În legătură cu programul zilelor Gherlei, vă gândiți la o formulă restrânsă, gen să țină mai puțin o zi sau două față de cele 3 zile tradiționale? Sigur, am văzut și la municipiul Deș că la început voiau să organizeze sâmbătă și duminică, între timp s-au regândit, organizează vineri, sâmbătă și duminică. Totul depinde de ce bani reușim să dislocăm din bugetul local. Hidrobicicletele pe lac își așteaptă de, cred că sunt mai bine, de câteva săptămâni de când sunt acolo. Oamenii așteaptă să intre în zona de agrement respectivă. Întrebarea este când se va deschide, când se vor termina lucrările, se mai lucrează, ce se întâmplă la lac. Din păcate și copiii mei își doresc acest lucru, își doresc cât mai repede să intre în funcțiune acest lac, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți și vă rog să faceți o plimbare în parcul orașului Gherla, să faceți o tură în jurul lacului și să vedeți și dumneavoastră calitatea lucrărilor. Calitatea lucrărilor este sub orice critică. Știți că înainte de alegerile locale, vechea administrație s-a grăbit și cu pompă mare a introdus apă în lac. Dacă o să ajungeți în parcul orașului Gherla, o să vedeți că în momentul de față apa este scoasă din lac, iar constructorii tencuiesc acest lac, pentru că după decofrare, calitatea pereților a fost una foarte, foarte prostă. Am luat această decizie de a nu plăti lacul, pentru că din acei 6-7 miliarde plus o
acea lucrare suplimentară de 40%, unde se ajunge lacul să coste în jur de 9 miliarde de lei, s-au plătit numai 2 miliarde 800, lăsându-mi practic mie să plătesc toate celelalte lucrări. Este greu în momentul de față. Ei au încercat să-și ascundă această nereușită a lacului, dând drumul la apă și încercând să-și astupe mizeria ca și un câine sau ca și o pisică. Și am avut de ales între un lucru de calitate sau de a grăbi intrarea copiilor noștri pe lacul orașului Gherla. Haideți să trecem de la lacul din parc la strandul din parc. Este plină vară, gherlenii se duc la Dej, la Psăcălaia, unde sunt alte zone de agrement sau pe deal mai este aici, pe strada Fizeșului. Ce se întâmplă cu strandul din parc? Așa este. Este un contract de închiriere care din 2002 până în 2012, în spatele acelui contract este firma Monami. Unul dintre acționarii firmei Monami este fostul consilier local al PD-ului, domnul Bonțidianu, cum îl cunoaștem cu toții. Știu și eu că de ani buni de zile acest strand nu mai funcționează. Obiectul de activitate sau cerința din partea primăriei era ca acolo să funcționeze o bază de agrement. În 2012, în aprilie, curios, ciudat, acea firmă Monami, reprezentată de același domn Bonțeleanu, primește o prelungire cu 5 ani de zile a contractului de închiriere. Contract de închiriere care are aceeași valoare de 123 de dolari pe lună plus TVA începând din 2002. Deci și în 2012, când s-a reînnoit acel contract, tot 123 de dolari. Condiția principală să funcționeze ca și strandă. Eu pot să vă spun că săptămâna trecută am chemat reprezentanții firmei Monami, au venit la mine la primărie, am discutat cu serviciul de urbanism, am discutat cu juristul instituției noastre, i-am trimis somație prin care îl obligăm practic să-și desfințeze toate acareturile care au apărut pe baza de agrement a strandului. Eu am văzut că deja acest lucru se și întâmplă și demontează de acolo toate cotețele și sper să-și ducă animalele. Dânsul mi-a promis că o să încerce până săptămâna viitoare să dea drumul la strand, iar dacă acest lucru nu se întâmplă, primăria o să-i rezilieze contractul, dar acest lucru durează. Dacă vom reuși rezilierea contractului, practic noi vom pregăti pentru anul următor o nouă închiriere cu o nouă firmă și cu siguranță, pentru că timpul deja este scurt, suntem în luna iulie-august, în septembrie sezonul sau până la mijlocul septembrie sezonul de baie se încheie și mi-aș dori ca la anul să găsesc o firmă serioasă, un om serios care să înțeleagă că strandul orașului Gherla este pentru gherleni și trebuie să-i redea rolul care l-a avut când și eu eram copil acus 30 și ceva de ani. A apărut tot dispoziția primăriei în urmă cu câteva zile legată de demolarea unor cotețe construite ilegal pe strada Hășdății. Au început lucrările de demolare, spuneați că cei care nu vor respecta această decizie vor fi obligați să suporte demolarea pe propria cheltuială. Au început, ce se întâmplă acolo? Așa este, n-au început. Dacă puteți să ne dați câteva detalii despre ce era vorba acolo. Ei au primit o somație prin care primăria le cere ca până în data de 1 a 9, deci până în data de 1 septembrie, ei să încerce să-și rezolve problema. Este o problemă de mediu, este un domeniu public. În momentul în care primăria va fi vizitată de către agenția de mediu, garda de mediu, noi vom suporta practic niște amenzi usturătoare, iar în acest sens noi am pus în vedere celor care au construcții ilegale acolo să intre în normalitate, să intre în legalitate. O să vedem ce o să se întâmple. Eu știu că din 1978-80 în acea zonă tot timpul gherlenii își creșteau porci sau își organizau cotețe. Știu că undeva ciclic, tot la 4-5 ani de zile era această problemă cu
cu mutarea cotețelor. Știu că la un moment dat a fost un focar de peste porcină și atunci practic s-a eradicat tot. Văd că continuă această modă. Este și negreu să iau această decizie pentru că o să afectez 20-30 de oameni, dar nu pot să plătească primăria, să plătească amenzi usturătoare care se ridică până la câteva miliarde de lei pentru acest lucru. Eu sper să mă înțeleagă acei oameni, acei vecini ai mei care stau în cartierul nou și să nu-mi poarte pică pe această temă, dar îi rog să încerce până la 1 septembrie să intre în normalitate și îmi cer scuze dacă i-am deranjat cu această decizie. Cum stăm cu asfaltările? Asfaltările, așa cum am fost noi gherlenii în ultima vreme bine, cum să zic, injectați sau îndoctrinați. Da, se asfaltează loturile de străzi, dar vechea administrație a uitat să ne spună că acele loturi de străzi care au intrat deja în reparații se vor finaliza abia peste 2-3 ani de zile. Pentru că în afară de lotul Hăjdății, care este pe credit furnizor, zona autogării și zona lotului 3, am impresia, Horea, Cloșca, trandafirilor, ele sunt pe contracte secvențiale, aia înseamnă că primăria alocă o anumită sumă, sumă care ar trebui să existe în bugetul local, iar firma care execută lucrările numai câți bani are primăria în momentul respectiv. Mergem în continuare, ați văzut, se lucrează la strada Fermei, va fi recepționată, se continuă cu strada Fermei care o dă în strada Mintiului, o să continuăm cu Florilor și venim din autogară cu Romană până la intersecția cu Florilor, o să facem o analiză a sumelor care mai sunt disponibile în primărie și o să dăm drumul, dacă o să avem bani, la Romană, Pajiștei, Emil Precub, George Enescu. Este îmbucurător faptul că strada Mintiului și strada Liviu Lebranu vor intra pe un proiect al Consiliului Județean de Asfaltare. Deja de mai bine de 2 luni de zile pe strada Liviu Lebranu ați văzut că au început lucrările. S-au stopat momentan pentru că a fost această schimbare la nivel județean. Eu sper că în această toamnă și am premisiunea președintelui Consiliului Județean că aceste două străzi, Rebreanu și Mintiului, o să fie executate. Vorbim de asfaltări, ajungem la borduri. În campania electorală, celebra povestea bordurilor care... Borduri de granit sunt înlocuite cu bordurile de beton și s-ar putea să aibă o destinație misterioasă. Ați reușit să aflați ce s-a întâmplat cu bordurile de granit? Deci vă pot spune că o parte din bordurile de granit, dar o mică parte din bordurile de granit, am citit și eu întrebarea pe domnul primar.ro, pot fi văzute în curtea la RADP, iar o altă parte pot fi văzute la stația de asfalt, undeva pe strada Codrului, tot a RADP-ului. Ce s-a întâmplat cu celelalte borduri, nu am idee, dar sunt și știu că și prin curțile oamenilor din Gherla sunt acele borduri, dar sunt convins că ele au... Dar nu pot să fac nicio probă, că au luat drumul misterios, pentru că sunt de o valoare extraordinară. Ați făcut iar o sesizare în acest borduri, sens? Iar acele borduri cred că ar fi putut fi refolosite. Vedeți și dumneavoastră pe marginea drumului, în Gherla, bordurile de beton, deja multe sunt mâncate. E o ciudățenie ce s-a întâmplat cu acele borduri. Eu cred că deja este tardiv să fac eu această sesizare și sunt convins că de-a lungul timpului au fost oameni sau au fost instituții care s-au autosesizat. Eu sper să obținem și un rezultat. Pentru că să știți că nu, instituțiile statului nu dorm. Revenim la site-ul domnului primar. Tot aici este o întrebare adresată dumneavoastră legată de declarația de avere care ar fi nepublicată pe site-ul primăriei conform legii. Da, așa a fost. În prima săptămână a apărut această sesizare. Deja declarația mea de avere este pe site-ul primăriei. Dacă se dă pe primărie conducere, o să vadă
inclusiv salariul sau decizia indemnizației mele este indemnizația brută. În momentul în care voi încasa primul salariu net, acel fluturaș îl voi scana și îl voi anexa lângă declarația mea de avere, lângă indemnizația brută și o să fie și fluturașul. Nu țin minte în istoria Gherlei ca un primar să-și publice salariul pe un site, pentru că nu am ce să ascund, eu sunt un demnitar, eu sunt alesul Gherlei și nu cred că trebuie să mă ascund de către cei care m-au ales și cei care nu m-au ales. Și lumea trebuie să știe salariul primarului și în același timp aș dori să le spun celor interesați că venind la primărie, practic mie mi s-a înjumătățit salariul față de ce salariu aveam unde lucram înainte și probabil că și din acest punct de vedere sunt poate primul primar care a venit la primărie nefiind sau neavând un interes financiar sau necrescându-mi salariul. Din potrivă, mie mi s-a redus salariul. Eu am spus și în campanie, eu vin la primărie să fac administrație pentru cetățenii Gherlei, pentru tot ceea ce înseamnă comunitatea gherleană, română, armană, maghiară, romană. Un subiect care a făcut câteva valori în ultimele două săptămâni, după o dispoziție a primăriei de scurtare a programului unei cafenele din oraș, este vorba de impunerea unui program până la ora 22, în urma mai multor sesizări, am înțeles, a locuitorilor din zona respectivă, care reclamau faptul că este mult zgomot noaptea, s-a impus, de fapt, această decizie de a se închide localul respectiv la ora 22. Cum s-a ajuns la ora 22? Dacă puteți să ne spuneți câte reclamații s-au depus și am înțeles că s-a depus și o petiție pe acest subiect la primărie, semnată de câteva sute de oameni. Ce se întâmplă cu acest caz și dacă mai sunt cazuri similare în oraș? Da, așa este. În ultima perioadă a apărut o campanie pe Gherla Info, pe Facebook, dusă împotriva acestei decizii a primăriei, repet, a primăriei municipiului Gherla, nu a primarului municipiului Gherla, prin care se reduce programul de funcționare a unei cafenele de la ora 12 noaptea până la ora 10. Dacă dumneavoastră spuneți că în acel interval de 2 ore sau prin decizia pe care primăria a luat-o, i-am înjumătățit afacerea acelei cafenele, dați-mi voie să mă îndoiesc de acest lucru. Știu că pe timp de vară, știu că pentru tineret înseamnă mult acest lucru, adică de la 10 la 12 să le oferim acel timp de distrare, dar am avut de ales între a respecta o proprietate privată și a respecta un agent comercial. Așa cum i-am spus și domnului de la cafenea, care a fost la mine în audiență și care nu cred că v-a spus acest lucru atunci când a reclamat faptul că i s-a închis și că funcționează după un program ceaușist, nu cred că v-a spus că a fost la mine în audiență, am avut o discuție deschisă, spun eu, dânsul mi-a dat de înțeles că înțelege poziția noastră, Și el a fost de acord că dacă ar avea de ales între respectarea proprietății și orice altceva, și el ar alege respectarea proprietății. Sigur, nu primarul municipiului Gherla este vinovat de faptul că într-o zonă centrală a municipiului dânsii au hotărât să-și amenajeze acest cafe-bar, care țin să vă spun că a avut un program de funcționare în anii trecuți până la ora 3 dimineața. Administrația trecută i-a redus acest program de funcționare până la 12. De ce? De ani de zile, și m-am uitat pe site-ul dumneavoastră, cineva a pus acolo o reclamație din anul 2011, referitoare la disconfortul pe care îl creează acest cafebar sau, nu știu dacă neapărat cafebarul, cât clienții acelui cafebar.
Este o problemă mai veche. Este foarte greu să mă pun în această situație sau să mă gândesc că eu locuiesc de ani de zile pe o stradă liniștită și peste noapte mi apare un bar. Nu știu, vă las pe dumneavoastră, oameni buni, să luați decizia sau să mă judecați sau să judecați practic această acțiune a primăriei. Eu vreau să vă spun că în urmă cu două săptămâni corpul de control s-a deplasat la respectivul cafe-bar, i-am invitat la noi la primărie, n-au venit, mi s-a spus că sunt plecați în străinătate, iar după ce au primit această somație de reducere a programului de la ora 12 la 10, bineînțeles că am fost căutați. Dânsii trebuie să se conformeze și le-am sugerat că dacă ar fi vrut și ar fi ținut atât de mult la această afacere a lor, având în vedere numeroasele sesizări care au apărut și la poliție, și pe 112, numeroasele intervenții, o să vă pun la dispoziție, dacă doriți, toate sesizările, toate telefoanele care sunt pregătite, care au fost date la Poliția Ghela și toate reclamațiile care au apărut de-a lungul anilor. Ar fi trebuit să se protejeze, așa cum ne spuneam, ar fi trebuit să-și angajeze oameni de ordine. Ar fi trebuit să însoțească din cafe-bar până în stradă. Nu este posibil la ora 1-2 noaptea trântituri de mașini, pornit cu a treia de pe loc, turat motocicletele. Sigur, apar acolo pe domnule primar întrebări că de ce nu și-a făcut treaba poliția. Acum poliția își face treaba cât își face, dar nu putem să avem pretenția ca la fiecare bar din Gherla, la care există program prelungit, să punem câte un polițist. Este de datoria patronilor acelor baruri sau acelor localuri să-și asigure liniște sau ordine în interiorul și probabil că pe o anumită suprafață sau în stradă sau, mă rog, eu, să fi fost în locul dânșilor, mi-aș fi protejat afacerea și aș fi fost mult, mult mai atent la cele sesizări ale proprietarilor. Țin să vă spun că nici măcar acordul vecinilor nu a fost luat când s-a deschis acest cafebar și mă întreb de ce și cum. Deci ora 22, practic, este ora limită pentru care în oraș este ora de liniște. Practic, de la ora 22 suntem obligați să asigurăm liniște. Mai există cazuri similare în oraș, cu reclamații la localuri unde se produce gălăgie pe timpul nopții și unde vecinii reclamă că este zgomot și nu pot dormi? Sau... Sigur că da. Încă din campania electorală au mai fost sesizări de acest gen. Deja apar cereri sau plângeri care sunt înregistrate la primăria Gherla și vom lua și acolo decizia în urma unei analize care o vom considera necesară. Cei de la Cafeneaua cu programul scurtat în urma dispoziției primăriei Gherla aduc ca efect neplăcut al dispoziției primăriei faptul că mai multe persoane au fost trimise în concediu fără salar. Asta în situația în care, la nivel local, locurile de muncă sunt o problemă. Poate fi compensat acest neajuns cu vecinii care acum vor dormi liniștiți? Eu, încă o dată, nu pot să aleg între a respecta proprietatea, a respecta un om și a alege banii. Sigur, sunt conștient că în urma activității economice care se desfășoară la această cafenea, în urma taxelor și impozitelor, primăria are de încasat niște sume. Dacă ar fi să aleg între sume și proprietate, respectarea proprietății, prefer respectarea proprietății și a cetățeanului Ghernei. Eu vă promit că de fiecare dată, așa cum ne-am înțeles, la orice sfârșit de săptămână sau oricând dumneavoastră primiți o sesizare, eu vă rog să mă consultați, să nu apară titluri bombastice de genul program Ceaușist în Gherla. Savo Marius nu este un nostalgic al vechiului regim, dimpotrivă, eu sunt liberal de profesie sau în gândire și aș dori împreună cu toată mass media care există în Gherla să avem o bună relație. Voi răspunde de fiecare dată oricăror întrebări
mai mult sau mai puțin comode, pentru că nu am, eu nu am nimic de ascuns. Vă mulțumesc!